toaletele, gândiți-vă că în România astăzi și cunosc Ken, eu cred că jumătate din bărbați stau pe banii femeilor. Acum, nu există ceva. Ești fată. Există un bărbat care acceptă să stea pe banii femeii de lângă el, este fată. Instinctul masculin nu te lasă, nu există. Acum o să sară amenții, dar zice, dacă eu câștig un pic mai mult și noi avem același... Da, e un fata lău. El imediat trebuie să ducă să-și ia alt job. Al doilea. Ce? Orice pasnic. Nu contează. Al doilea job instantaneu, de acasă, de unde el trebuie să câștige un leu mai mult decât tine. Un leu trebuie să fie peste. Un leu. Este de datoria instinctului masculin ca femeia să nu câștige mai mult. Punct! Nu există egalitate. Asta nu e egalitate. Ăsta e fatalism. Iar el să complace, stă acasă, se joacă pe calculator. Nino, se joacă pe calculator. Există o pătură de fătălăi care stau și se joacă pe calculator. Jocuri în rețea. Vorbesc cu alții cu căștile pe urechi. Vezi că ai uitat-o pe aia în pat, scoală-te! El stă pe calculator până la două noapte, până la un. Doarme, ai adormit tot în pat, scoală-te că e aia. Nu contează, el stă acolo, blocat. Băi, și iau liber de la servici ca să stea să treacă level-ul. Bă, nu bătaie! Bă, băiatule, deci nu bătaie! Cu bâta în cap, direct, lăsat, lat în sânge. Ți-ai revenit, nu ți-ai revenit, am scăpat, de ce trebuia să scăpăm, nu contează. Mai contează, ce nu... pentru ce mai faci umbră pământului? Cum să stai la 40 de ani să treci levelul de la...